tactifice ale lui, numai că ele nu sunt totdeauna eficiente. Iată șansa pentru Popa, care trece pe lângă Ricci Grigore. Popa, gol magnific, Daniel Popa. 2-1 Chindia, Daniel Popa. Omul care a dat 4 din cele 6 goluri ale târgoviștenilor în play-out. Super acțiune. Este sufletul echipei. Totul pleacă de la această execuție a lui Budescu. Sigur că mai era mult de lucru Myers, însă e slab, la fel de slab este Grigore. Iar Popa reușește o execuție chiar ește din comun. 2-1 pentru Chindia. E normal acest cadru. Găbuz este cel mai ușurat. O victorie a târgoviștenilor ar face ca toată lumea să treacă mai ușor peste gafa uluitoare pe care a făcut-o în minutul 50. Fanii Chindiei sunt convins că vor umple stadionul în momentul în care... Nu știu ce se verifică aici. Nu pricep ce e de verificat. Cred că o ușoară obstrucție, poate, acolo la Bart Myers, făcută de Sergiu Buș. Altceva nu poate fi. Vă spuneam, când se va inaugura stadionul? Poate în ultima etapă din play-out. Ce se verifică? Ar fi bine să vedem și noi. Nu cred că poate să dea obstrucție acolo. Sper că nu se va întâmpla asta. A, offside. Așa și? Ce importanță are? Atinge cumva mingea acolo? Ce importanță are? Al intră și îl incomodează pe Bart Myers. Dar are o oarecare logică. După părerea mea, o altă decizie împotriva spiritului fotbalului, dar asta este, rămâne 1-1.